ca domnul Covaci Valer să aibă vreo faptă penală. Și ce să vezi? Covaci Valer mai are și vreo 20 de dosare penale pentru dare de mită. Adică Covaci Valer a făcut dosar penal când a venit cetățeanul și a dat șpagă polițistului. Înțelegeți? Domnul ăsta n-a zis nici măcar un mulțumesc, un da, mă doare în cot, mă doare aici. Da? Ca și pe domnul Marcel Ciolacu. Domnul Marcel Ciolacu, care pe data de 16 o să venim și la Parlament, să strigăm și acolo puțin demisia la domnul Marcel Ciolacu. Pentru că și domnul Marcel Ciolacu a văzut petiția aia unde voi v-ați pus vreo 10.000 de semnături pentru susținerea polițistului Covaci Valer și pe domnul Marcelino Ciolacu l-a durut aici în cot. Da, aici în cot l-a durut. L-a sunat pe domnul Dospescu să-și pună semnătura pe destituirea polițistului Covaci Valer. Pentru că așa cum v-am prezentat mai devreme, nu este semnătura simpaticului de Predoiu care l-ați văzut mai devreme. Este semnătura lui Dospescu. Da? Și Dospescu l-a sunat pe domnul ăsta simpatic, îl vedeți ce simpatic este, și domnul ăsta simpatic și-a pus de două ori și-a pus semnătura pe destituirea polițistului Covaci Valer. Care polițist s-ar putea să ajungă ministru de interne?